din marile legende ale lumii. Gudrun, de Alexandru Mitru. Peste apele din nord, vântul se abate deseori. Marea vuiește din adânc sub ghearele furtunilor. Bărbații din aceste locuri sunt înalți, aspri și vânjoși. Vorbesc puțin, dar armele le poartă adesea în bătălii și nu se îngrozesc de mare nici când ea se învolburează, izbindu-se de stânci, urlând, nici când pe fața ei se văd corăbii pline de dușmani, cu sulițele scânteind, plutind spre porturile lor, pentru că ei nu știu ce-i teama de coasta nemiloasei morți. Și totuși, pe aceste țărmuri creșteau copile mlădioase, cu ochii limpezi azurii, frumoase, cum spuneau poieții, ca Freia cea cu păr de aur, soața puternicului Odin, stăpânul zeilor germani. Iar dintre toate aceste fete, cea mai gingașă a fost Gudrun, fiica lui Hetel cel bătrân, regele hegelingilor, care a domnit în Matelana. Și cât era ziua de mare, Gudrun gonea cu calul său ca o valchirie, pe țărmuri sau prin vâlcele sau pe munți. O însoțea doar o prietenă, blânda fecioară Hildeburg, copila unui prinț danez care căzuse într-o luptă. Fiind orfană, își aflase în Matelana adăpost de când era încă micuță. Aici crescuse lângă Gudrun și lângă fratele ei Ortuin, pe care îi socotea drept frați. Se spenguiseră împreună toți trei în Marea Nordului și se avântaseră în valuri râzând de furia apelor. Sau călăriseră pe caii repesc avântul ai lui Hetel. Și Wade, capitanul oastei, îi învățase să se lupte cu sabia, arcul sau lancia. Numai că, iată, crescuseră cu toții mari. Ortuin era flăcău în toată legea și, dintr-o dată, se simțise sfielnic lângă Hildeburg. Gudrun râdea când o vedea pe Hildeburg, cum se roșește când Ortuin o poftea la dans. Dar și ea se simțea mai altfel, câta spre zări și suspina și aștepta să se ivească din ceața mării cineva pe care încă nu-l aflase. Alte ori venea să plângă. O îmbrățișa pe Hildeburg, prietena dragă, și spunea: „O, Hildeburg, simt o durere că îmi străpunge inima. Nu înțeleg nici eu de ce. O presimțire grea mă apasă. Ce o să se întâmple în viitor?” Era rândul lui Hildeburg să râdă de tristețea ei, dar gravnic se risipea totul. Încălecau din nou pe cai și în goana mare tropoteau către castelul înalt de piatră, unde în fiecare seară cântau poieți rătăcitori, cum îi plăcea regelui Hetel. Fetele se înfiorau când auzeau cum răzbunase mândra Crimhilda de la Iorns moartea iubitului ei soț. Cât l-a îndrăgit, îi șoptea Gudrun prietenei sale Hildeburg. Și Hildeburg se împurpura, cătând spre Ortuin, ce era acum și el între bărbați, purtând o sabie la brâu, sorbind din cupă hidromel. Ia cântăreții, după ce stăteau câtva vreme în Matelana, plecau pe cale mai departe, purtând pe umăr, agățată, rota sau fidelul sau harpa. Se îndreptau spre alte castele. Și acolo aceștia povesteau că se găsesc în Matelana două fecioare minunate. Una e Hildeburg daneza, pare că a îndrăgit-o Ortuin și că va fi noră lui Hetel. Cealaltă se numea Gudrun și e copila regelui. Când râde ea, socuți că sună toți clopoței de argint ce-i poartă Freia pe veșminte. Ochii ei sunt tulburători. Sub vânturile aprige cresc flori arareori. Dar iată,
că pe stâncile și pe nisipul Matelanei a răsărit un trandafir, cum nu s-a mai văzut nici când în țările din miază noapte. Așa o cântau pe prințesă poeții cavaleri în versuri și cântecele lor zburau pe aripile vântului, până în locurile unde pământul-și are căpătâiul și începe domnia gheții. Curând, nu era loc pe lume să nu se fie aflat de gudrun și frumusețea-i fără seamăn, de darurile ei alese, ca bunătatea, graiul dulce, inima-i dreaptă și curată. Și în cântec nu-i mai spuneau gudrun copilei de la Matelana, ci trandafirul nordului. Aflându-se acestea toate, au început să se ivească pe țărmurile Matelanei corăbiile cu pețitori. Și primul s-a înfățișat, vestitul rege din Morlanda, un tânăr înalt și încruntat, cu o înfățișare maiestuoasă, înveșmântat numai în aur și înconjurat de cavaleri cu haine scumpe de mătase peste armurile de fier. Purta tot numele de Siegfried, ca și viteazul de la Xanten, dar nu era bălai ca el, ci avea pletele și barba roșii ca purpuriul serii. Era însă bogat, puternic și dobândea tot ce-și dorea cu brațul și cu sabia. În țara sa erau copile frumoase cum sunt florile, dar auzise că se află pe coasta Hegelingilor un trandafir atât de mândru că nu era altul la fel. Și a hotărât să-l aibă el, să-l răsădească în Morlanda, ca să-l desfete în ceasurile când se întorcea de la război. Cu trei corăbii s-a dus Siegfried și a cerut-o de soție pe Gudrun, tatălui său Hetel, spunând că, în schimb, o să-l ajute pe rege oricând va voi ca să se lupte cu dușmanii sau să-și apere Matelana. Hetel se bucura să aibă de partea lui un prinț ca Siegfried. Însă regina, doamna Hilda, s-a împotrivit. N-a vrut ca Gudrun să ia pe umerii ei fragezi prea timpuriu o căsnicie. Și Hetel a încuviințat aceste gânduri ale Hildei. Mai treacă 2, poate 3 ani și vom mai sta atunci de vorbă, spusese Hetel la sfârșit. Siegfried, regele din Morlanda, se încruntase auzind un răspuns pe care nu-l dorea. Bine, să fie precum spuneți, însă nici când n-aș vrea să aflu că vreun alt prinț s-ar bucura să aibă trecere mai mult în fața voastră, rege Hetel, grăise Siegfried mohorât. Nu, de asta să nu aveți grijă, i-a dat răspuns regele Hetel. Și Siegfried s-a întors acasă, însă înainte de a pleca, s-a îngrijit ca să-i rămână un credincios în Matelana. El trebuia să înștiințeze pe tânărul rege al Morlandei de tot ce se întâmpla în castel. După corăbiile lui Siegfried, au poposit și altele în largul port al Matelanei. Într-un amorg s-a arătat un vas cu pânze dintre cețuri. Vasul s-a îndreptat spre port. Străjirii l-au văzut din turlă. Oștenii au sărit la țărm cu lăncile să stea de pază. Însă din vas s-a coborât un cavaler cărunt și mândru într-o mantie de mătase. A spus că el este trimisul stăpânului din Niderlanda. Regele său, tânărul Hervig, întreabă pe regele Hetel dacă poate veni ca oaspe în Matelana în 3 zile. Lui Hetel i-a plăcut că Hervig are purtări cavalerești și l-a poftit să-i viziteze castelul oricând va voi. Într-adevăr, peste 3 zile, corăbiile din Niderlanda s-au arătat la orizont. Pluteau ca niște lebede mari albe și puțin greoaie, având sus pe catarg emblema regatului din Niderlanda. Un mistreț negru cu colții mari.
pe plaja mării se adunase curtea lui Hedel să-l primească și de pe stânci privea mulțimea, iar din castel la o fereastră vegheau Cudrun și Hildeburg. Primul vas care a sosit a fost acela al lui Hervig. Frumos tânăr mai era Hervig, cu umeri largi, mijloc subțire, sprinten, voinic și mlădios. Sabia îi bătea pământul. S-au îndreptat către castel pe drumul pietruit cu lespezi. Însă, în vreme ce urcau, Hedel a observat că Hervig și cavalerii Niderlandei nu poartă mantii prețioase, nu au nici zale de argint, iar rămânerele la săbii nu sunt bătute în pietre scumpe, ci le sunt simple de oțel. Știa că regele-i sărac, dar cât e de sărac, văzuse abia în acea zi, avându-l în vizită la Matelana. L-a ospețit totuși pe Hervig cu cinste ca orice rege, dar tânărul nu avea tihnă. Dorea să o vadă pe Gudrun. Și s-a întâmplat ca într-o zi să se găsească pe o bancă, într-una din grădinile castelului din Matelana. Șezând, visând, a auzit o voce caldă de fecioară, cântând un cântec de demult. S-a ridicat, s-a furișat și pe o terasă a văzut-o pe Gudrun, lângă colivii. Își hrănea păsărelele. Poate chemată de privirea regelui Hervig, s-a întors. Și dintr-o clipă, ochii lui albaștri și străbătători au întâlnit ochii Gudrunei. Din acea clipă, cât se spune, Gudrun l-a îndrăgit pe Hervig, care venea din Niderlanda, precum venise altădată Siegfried la draga lui Kriemhilda. Hervig atunci a făcut vânt și a sărit zidul pe terasă. A îngenunchiat în fața ei, scoțându-și sabia de la brâu și atingând cu ea pământul, semn de supunere deplină. I-a sărutat mâna copilei și apoi i-a rostit așa: Gudrun, mă închin în fața ta, ești mai frumoasă și mai albă decât au rostit cântăreții. Nici soarele când se revarsă în zorii zilei peste mare nu e ca tine de bălai. Inima-mi s-ar opri să bată dacă nu ai vrea să-mi fii soție tu, trandafir al nordului. Gudrun, simțindu-i sărutarea pe mâna dreaptă, a pălit, iar inima-i bătea nebună într-un vârtej amețitor și-i venea parcă să strige: El este cel mult așteptat! O, Hervig, fii binevenit! A doua zi s-au revăzut. S-au revăzut și a treia zi și alte multe seri în șir. Ba într-o seară, tânărul i-a pus în deget un inel. Gudrun a sărutat inelul. L-a ascuns într-un văl subțire și vălul l-a vărât în sân. Și apoi, într-una dintre zile, Hervig și-a luat inima în dinți și a cerut regelui Hedel să-i dea mâna copilei sale. Însă acesta i-a răspuns că Siegfried, regele Morlandei, a fost cel dintâi pețitor. I-a făcut o făgăduială. El nu-și poate călca cuvântul, iar fata-i și prea tânără. Tuturor le plăcuse Hervig, numai că era prea sărac și ei doreau pentru prințesă un regat mare și puternic. De aceea Hedel l-a îndemnat să se întoarcă în Niderlanda, altă soție să-și găsească, uitând-o pe Gudruna lui. Cuprins de prea mare mânie, s-a întors Hervig în Niderlanda. Nu îi mai trebuia nici hrană, nici somn sau vreo petrecere. Doar cântece mai asculta, rostite linde mine sengeri. Și sunetele unei rote îi aduceau lacrimi în ochi, fiindcă îi aminteau de ceasul când dăruise dragei sale inelul și o sărutase. Totuși a încercat să o uite și a plecat în bătălii pe tot întinsul mărilor. Și pretutindeni căuta moartea, însă moartea locolea și dorul îi creștea într-una. Curtenii chipzuiseră să-l însoare cu prințese care de care mai frumoase, dar el pe Gudrun o iubea și o vedea mereu înaintei. Fie plimbându-se în grădina castelului din Matelana, fie în ziua despărțirii, când ea își flutura năframa pe turnul cel mai înalt, părând un porumbel de nea ce se topea încet în soare. Numai că în timp ce el lupta, voind să uite pe copilă,
La Matelana a sosit al prinț și mai dimineață noapte. Era fiul regelui Ludwig, din Nordlanda cea friguroasă și purta numele de Hartmut. Odinioară, pe când Hilda era tânără și frumoasă, regele Hagen, tatăl ei, l-avea pe Ludwig ca vasal. Nordlanda era socotită ca zestrea tinerei prințese. Însă Ludwig s-a răzvrătit. Nu a mai vrut să-l recunoască drept suzeran pe tatăl Hildei și și-a călcat astfel credința față de regele Irlandei. Din zestrea Hildei s-a pierdut această țară de la nord. Însă nici Hilda și nici Hetel, căruia în tinerețe îi fermecase inima și îl făcuse să o răpească, nu se împăcau cu acest gând. Îl socoteau pe cruntul Ludwig tot un vasal ca în alte vremi. Și iată că acum feciorul lui Ludwig, cel necredincios, plecase cu corăbiile să ceară în căsătorie pe fata Hildei și a lui Hetel, pe trandafirul nordului. La drept vorbind, regele Ludwig nu l-ar fi îndemnat prea mult pe fiul său Hartmut să plece. Cugetul lui nu-i prea da pace, că-și călcase jurământul față de Hagen, tatăl Hildei, dar soața lui, reaua Gerlinda, îl ațâța necontenit. Normanzii, spunea ea lui Hartmut, sunt astăzi regii mărilor. Ludwig e rege peste regi și dacă Gudrun e atât de chipeșă, precum se spune, ea trebuie să fie a ta. Hartmut a plecat să o ceară pe Gudrun, tatălui ei Hetel, regele Hegelingilor. Ajuns însă la Matelana, s-a dat doar drept un prinț saxon venit într-o călătorie cu o suită nu prea mare, de 12 cavaleri. Hartmut era înalt ca bradul, mergea cu pasul legănat cum merg pe punte marinarii. Avea o față măslinie, axă de vânturile mării. Era chipeș la înfățișare, rar fată care să-l zărească și să nu suspine după el. E drept că inspira și teamă. Pentru că Hartmut ținea veșnic mâna pe garda sabiei din cingătoarea lui de aur. Se mânia din temirce și într-o clipă zbura capul celui cu care se certa. Obișnuit numai cu lupta, căta bănuitor în preajmă, ca nu cumva să îl lovească vreun dușman neașteptat. În război era nemilos și vai de țara sau castelul unde lovea Hartmut cu oastea. Rare ori rămânea vreo casă nearsă și nejefuită, rare ori rămâneau oameni vii. Acesta era pețitorul Hartmut din țara Nordului. Și el a cumpărat o slugă ca să-i arate pe furiș pe Gudrun cât e de frumoasă. Și ce-o dorise până atunci pe principesa Matelanei, dar ce-a dorit-o mai târziu, după ce a izbutit s-o vadă. Atunci s-a înfățișat lui Hetel și Hildei sale, aducând din pântecul corăbiei daruri în aur și argint, stofe și pietre prețioase, mărturisind și cine e. Eu sunt fiul regelui Ludwig, a spus el plin de curtenie. Între regatul Nordului și cel al Hegelingilor e dușmănie de mult timp. N-ați vrea să se încheie pacea? Iată, eu mă ofer chezaș. Dați-mi-o pe fica voastră, Gudrun. Noi amândoi vom stăpâni cândva cele două regate unite bine într-un mănunchi. Hilda nu l-a lăsat pe Hartmut să-și termine cuvintele. E multă vreme, a spus ea, de când Ludwig, vasalul nostru, a întârziat să ne trimită omagiul său și darurile. Întoarce-te la tatăl tău și spune-i că noi așteptăm tributul încă neplătit mai mult de 20 de ani. Hartmut era un prinț puternic, crud, netrecut în bătălie, dar nu lipsit de înțelepciune. S-a stăpânit și a urmat. Voi spune tatălui meu totul, dar vă întreb încă o dată. Primiți ca Gudrun! Însă Hilda se și sculase de pe tron și se pornise spre cămări, lăsând pe Hartmut în mijlocul neterminatei cuvântări. Hetel s-a ridicat și el. Nu, Hartmut, i-a grăit la rândui. Pe Gudrun n-o vom da ca pradă normanților de bunăvoie. N-a mai avut Hartmut ce face. Și-a strâns în grabă cavalerii, s-a suit pe corabie, pornind spre țara Nordului.
Negru de atâta supărare, Hartmut s-a întors în țara sa și s-a jurat că nu va trece multă vreme și cu astea va smulge din Matelana pe trandafirul nordului. Cu Sila o să facă nuntă. Cum voiesc eu? A strigat Hartmut în fața cavalerilor. Gudrun trebuie să fie a mea. Au trecut astfel 6 luni. Și regele din Niderlanda, frumosul Hedwig, dându-și seama că nu poate uita pe Gudrun, a hotărât să o cucerească în luptă dreaptă sau să moară. Și-a pregătit corăbiile cu 300 de cavaleri și-au pornit spre Matelana, având la proră steaguri negre, în semn că vin cu armele și sunt gata pentru război. Din largul mării i-a strigat regelui hegelingilor, care era urcat pe ziduri cu luptătorii Matelanei. De nu mi-o dai de bună voie pe Gudrun, astăzi de soție, fi gata să ne înfruntăm. Regele Hetel i-a răspuns să hotărască armele și trâmbițele au sunat, iar cavalerii lui de fier, în frunte cu bătrânul Wade, s-au repezit să întâmpine pe regele din Niderlanda. Pe aceleași sărmuri, unde Hedwig îi se plecase dragei sale, acum suna vaierul morții și săbiile se ciocneau. Dar cavalerii Niderlandei, deși erau mult mai săraci, erau mai încercați în lupte. Oastea lui Hetel da înapoi. Ortwin căzuse prizonier. Sângele șiroia pe țărm. Și atunci s-a arătat în mijlocul oștenilor, alegând fără nicio teamă. Albă ca o zeiță păcii și a înțelegere între oameni, fecioara cea neprihănită, fiica regelui Matelanei. Lâncile se loveau cu scrâșnet și săbile se ciocneau, făcând un zângănit năpraznic. Ea alega printre oșteni, vrându-se unde era măcelul mai înverșunat, fluturând o năframă albă. Pace! Le striga tuturor. Nu mai loviți! Gândiți-vă că ați fost prieteni altădată! Ați stat la aceeași masă și ați ciocnit cupele de vin. Pentru ce să vă omorâți? Pentru ce vă priviți cu ură? Mai bine amintiți-vă câte văduve vor rămâne și câți oameni schilos vor fi, câți prunci vor plânge după tată, câte durere, câte lacrimi, câte suspine s-o risca în urma războirii voastre. Ferește-te, striga Hetel, ce cauți aici, copila mea? Pacea o caut, iubite tată! Pacea între voi asta doresc, căci lumea nu-i orânduită ca oamenii să se sfâșie și să-și verse sângele, ca fiarele fără de cuget. Pe încetul, sunetul cel aspru al armelor se potolea. De vreți o victimă aurii? Uite, loviți-mă pe mine! Dacă cruțați celelalte fiice și fii și văduve și mame de jalea care va urma! Hedwig, strigă apoi Gudrun, apropiindu-se de acela care venise cu război. Hai, domolește-ți supărarea și întinde mână prietenească regelui Hetel, tatăl meu. Hedwig și Hetel ascultară, își întinseră mâinile și amândoi se îmbrățișară. Și în acea clipită plaja păru o mare pe furtună. Astfel de strigăte țâșniră din piepturile celor care până atunci se omorau. Trăiască prea buna prințesă, trăiască Gudrun, se auzea. Femeile plângeau pe ziduri de bucurie că vedeau săbiile iar vârâte în teacă. Copiii alergau la porți, se aruncau în brațele părinților scăpați de moarte. Și cei care luptaseră până atunci cu înverșunare își strângeau mâinile zâmbind. Ortwin a fost eliberat, răniți în grabă oblojiți, morții culeși și duși la groapă. Apoi stăpânul Matelanei a dat de veste tuturor că în timp de 2 săptămâni Gudrun o să se logodească și în 2 luni va face nunta cu regele din Niderlanda. Urarele au izbucnit și s-au pornit către castel. Și iată că a sosit și ceasul logodnei cel mult așteptat. Hedwig credea și nu credea că stă cu draga lui alături, mână în mână, gând în gând, și așa vor sta pe totdeauna. Hetel tocmai se ridicase să le ureze fiicei sale și regelui de Niderlanda zile senine, fericite și dragoste neîntinată. Ținea o cupă grea de aur plină cu vin în mâna dreaptă și apucase să rostească: Fiți fericiți, Gudrun și Hedwig, când,
Dintr-o dată, de afară, s-au auzit glasuri de spaimă. Doi cavaleri din Niderlanda veniseră la Matelana ca să aducă o veste neagră iubitului lor stăpân Hervig. Siegfried, regele din Morlanda, cel dintâi dintre pețitori, la mâna albă a Gudrunei, căruia Hetel îi dăduse cândva și unele speranțe, se mâniase îngrozitor. Aflase că viteazul Hervig o va avea el de soție și, însetat de răzbunare, știind că Hervig nu-i acasă, se năpustise în Niderlanda, arzându-i țara și jefuind-o. Auzind vestea asta, Hetel a pus la loc pe masă cupa. Gudrun a început să plângă. Hervig s-a ridicat din jilț și a îmbrățișat logodnica și a rostit înflăcărat. Gudrun, mă duc să-mi apăr țara năpăstuită de dușmani. Regele Siegfried, de Morlanda, din gelozie pentru tine, a săvârșit această crimă. Te voi urma și eu curând, a glăsuit regele Hetel. Îi ești logodnic fetei mele, îmi ești ca un fiu. Voi porunci să se armeze întreaga flotă a Matelanei. Wade se va îngriji de tot și vom porni în câteva zile spre țara ta să o apărăm. Ortvin a cerut învoirea de a pleca și el la luptă, alături de tatăl său și de logodnicul Gudrunei. După ce Hervig a plecat, Hetel s-a pregătit de drum. Corăbile au fost încărcate cu arme, cai de soi, bucate și în 3 zile au pornit conduse de bătrânul Wade spre țărmurile Niderlandei. Au plutit, ei ce-au tot plutit, pe mările însingurate și au ajuns pe la o vreme. Țărmul era tot pustit. Tabăra regelui Morlandei se afla pe o coastă, lângă locul unde se înălța castelul. Vasele lui se legănau, prinse cu lanțuri lângă mal. Mult mai încolo, bine ascunse după o stâncă, se găseau corăbiile regelui Hervig. El încercase să dea lupta cu oștile regelui Siegfried, dar având cavaleri puțini, nu izbutise să-l înfrângă și să-l alunge de pe țăr. Țara întreagă era arsă, iar castelul sfărâmat. Ferestrele și ușile se clătinau desprinse în vânt. Venind și Hetel, bătălia a reînceput cu toată furia pe mare ca și pe uscat. Luptați, striga tânărul Hervig, cetelor lui de cavaleri. Doborâți-i fără cruțare pe aceia care au dat foc căminelor în lipsa voastră. Luptați, îi îndemna și Hetel pe cavalerii Matelanei. Am venit ca să răzbunăm pe ginerele nostru Hervig. Luptați, striga la rândul Siegfried. Am fost dezonorat ca rege și am pierdut-o pe frumoasa copilă de la Matelana. Hervig și Hetel să-mi plătească. Și s-au luptat ei multă vreme. În bătălia cea cumplită, corăbiile s-au aprins. Vântul bătea din răsărit și întețea rugul imens ce strălucea până departe pe suprafața apelor. Din toată flota morlandeză, ca și din cea a Matelanei și a Niderlandei, s-au ales numai câteva cioturi negre și răvârșite printre valuri și o mână de cenușă albă pe care a spulberat-o vântul și a înghițit-o apele. Nici 10 ani de atunci înainte nu mai puteau fi de ajuns ca toate aceste 3 regate, învrâjbite de război, să-și refacă flotele. Ce nebunie sunt trufia și vrajba oarbă dintre regi, zicea poetul Minnesänger, căci moartea hâdă sărăcia și deznădejdea le însoțesc. Cum povesteam, 3 regi erau atunci pe țăr, cu oștile câte scăpaseră din valuri. Nici Siegfried nu putea să plece să mai ajungă în Morlanda. Nici Hetel și cu fiul său, tânărul Ortwin, nu aveau cum să se întoarcă în Matelana. Iar Hervig, regele logodnic, nu era în stare să-i ajute. Nu-i rămăsese nicio barcă. Nu avusese o flotă mare nici înainte de război. Acum nu mai avea deloc. Trecuseră câteva zile. Răbdau din greu de frig, de foame. Luptele nu mai încetau. Pe când se frământau cu toții, neștiind ce ar putea să facă, pe mare s-a văzut o barcă. Barca a acostat la țăr. Din ea s-a coborât un crainic venit tocmai din Matelana. Cerul să fi căzut pe Hetel și nu l-ar fi lovit mai rău decât vestea înspăimântătoare pe care i-a adus-o solul.
De cum plecaseră la luptă regele Hetel și cu Ordvin, cineva nu se știe cine, dar o iscoadă în orice caz, a dat de știre în Nordlanda. La îndemnurile soaței sale, Ludwig și-a și strâns cetele. Așadar a venit momentul, a glăsuit spre cavaleri. În Matelana nu e nimeni care s-o poată apăra. Hetel, când fiul nostru Hartmut i-a pețit-o pe fata lui Gudrun, mi-a rostit vorbe de ucară, iar Hilda încă și mai și. A spus că noi suntem prădalnici, suntem pirați, a vrut să spună, să-i arătăm dar ce putem bătrânului prea trufaș. Hilda și Hetel mi-a cerut tribut, hai să-i plătim dar cum știm noi. Gerlinda i-a țățat mai rău pe Ludwig și pe fiul său. Duceți-vă, veniți cu Gudrun și ardeți toată Matelana, să-i frângeți inima reginei care a îndrăznit să ne înfrunte. Și, numai în puține zile, Ludwig și Hartmut cu normanzii, pe corăbii, având la proră capete mari verzi de balauri, au și ajuns în Matelana. Ca fiarele s-au repezit, arzând pământul Matelanei. Nu se vedea în toată zarea decât pojarul caselor și nu se auzeau decât plânsete vaiet și suspin. Corăbiile normanzilor, pline de atâtea avuții, temi că nu se scufundau. Ba mai urcaseră în corăbii și cele mai frumoase fete de pe pământul Matelanei și între ele se afla și Gudrun cea fermecătoare. Pe Gudrun! Mi-au luat-o pe Gudrun! Striga bătrânul rege Hetel. Și-au luat-o și pe Hildeburg! A tresărit cu spaimă Ordvin. Da, da, le-au luat pe amândouă, au luat și alte 60 de fete, îi încredința crainicul. Nici nu pot povesti durerea ce-a bântuit în Matelana. Mamele hohoteau pe țărm și își smulgeau cosițele, văzând pe fiicele lor dragi pierdute pentru totdeauna în cețurile nordului. Și însăși buna doamnă Hilda s-a târât la picioarele regelui Ludwig din Norlanda, rugându-l să ia orice vrea din Matelana, dar să-i lase pe dulcea sa copilă Gudrun. Ludwig, cu inima de gheață, a dat răspuns că doamna Hilda l-a socotit cândva vasal și o suzerană nu se cade să se târască în țărână în fața unui biet vasal, ba să-i mai ceară și favoruri. Dar Hartmut! Hartmut ce-a făcut când mi-a răpit logodnica? Cum s-a purtat el cu Gudrun? Îl cerceta pe vestitor și regele din Niderlanda. Hartmut, ar însemna să mint dacă n-aș spune că a avut față de ea purtări frumoase. I-a oferit prințesei brațul să urce pe corabie, dar Gudrun n-a vrut să primească sprijinul său și a urcat mândră urmat întâi de Hildeburg și apoi de celelalte fete. În cală pregătiseră un lăcaș căptușit cu stofe și cu covoare pentru fete. Atât am putut să văd. La despărțire i-a strigat reginei Hilda. Mamă scumpă, spune-i lui Hervig că-i rămân pe totdeauna credincioasă. Dragostea mea chiar de departe va fi o floare neatinsă. Și tu, mamă, nu suferi. Eu am puterea să aștept ca să se întoarcă iar lumina după întunecimea nopții. Nu știu de ce se află oameni ce vor să-și afle mulțumirea din suferința altora. Dar nu vreau să se verse sânge nici chiar pentru salvarea mea. Pe aceste vorbe ale Gudrunei, cala a fost acoperită, glasul fetei înăbușit. Regina Hilda a rămas pe țărmul Matelanei noastre, între dărâmături și fum, privind corăbiile normande care se depărtau de țărm. De atunci însă e bolnavă, nici astăzi nu și-a revenit. O, rege Hetel, a strigat frumosul și viteazul Hervig. Dragostea mea pentru Gudrun a cufundat țările noastre în lacrimi, sânge și amar. Încerc azi ultimul asalt contra lui Siegfried din Morlanda. Am să-l înving și în noaptea asta o să pornesc în urmărirea lui Hartmut, prințul de la nord, și îmi voi redobândi iubita. Asaltul însă nu l-a dat. Wade l-a sfătuit pe Hetel și pe Hervig să încheie pace cu Siegfried, regele Morlandei. Acum dușmanul nostru e Ludwig. Siegfried nu-l va ierta nici el pe regele normanților, că a năvălit în Matelana și ne-a răpit-o pe Gudrun. I-a învățat bătrânul Wade, care era și bun războinic,
dar și un sfetnic încercat. Hetel a socotit că sfatul e înțelept și l-a primit. Hedwig a judecat la fel și Ortwin s-a împăcat cu gândul că trebuie să încheie pace. Un sol cu flamura regală s-a dus în tabăra lui Siegfried. Iar Siegfried, când a auzit că Ludwig a venit cu flota și a răpit-o pe Gudrun, s-a învoit să facă pace cu cei doi regi, Hetel și Hedwig. Pacea s-a încheiat îndată pe țărmurile Niderlandei. Dar ce folos! Fără corăbii erau parcă legați de mâini. Toți regii se adunaseră pe această coastă a Niderlandei, cătând fără nădejde spre larg. Wade se frământa zadarnic. Și tot zadarnic le cânta bătrânul Minnesänger un cântec vechi despre strămoșii regelui Hegelingilor, care au pierit luptând pe mări. Pe când se petreceau acestea, s-a arătat pe necântite din depărtare un catarg. De Niderlanda se apropia un vas mare plutind încet. Vin alți dușmani, a strigat Wade. La arme, a poruncit Hetel, Hedwig și Siegfried de îndată. Și cavalerii în armuri cu lănci și săbii s-au grăbit să fie gata de război. Dar când se apropie mai bine corabia aceea mare, se desluși că aveau pe punte nu cavaleri sub arme, ci doar niște sărmani fugari. Erau pe punte și femei bătrâni, bolnavi de toată mâna, veneau dintr-un ținut pe care îl pustiiseră de asemenea pirații mărilor, normanzii, și își căutau un adăpost pe un țărm cât mai îndepărtat. Numai că fiind marea furioasă, tot suferiseră din greu. Aveau nevoie de odihnă, de îngrijire și de apă pentru bolnavi și pentru copii. Un bătrân ce ședea la proră, ținând loc de conducător, a strigat către cavaleri. Îngăduiți oameni ai luptei să poposească pentru o vreme aici niște năpăstuiți? Îngăduim, a răspuns Hedwig, ca un stăpân al locurilor. Și ancora s-a coborât cu scârțâit în apa mării. Fugarii și-au făcut pe țărm o tabără pe timpul nopții. Nu mai puteau de fericire că simt din nou sub tălpi pământ. Atunci însă, lui Wade, războinicul mult încercat, i-a încolțit un gând viclean. Ce-ar fi să ia corabia acestor bieți oameni fugari și să pornească în urmărirea jefuitorilor normanzi? Gândul i-l-a șoptit lui Hetel. Hetel l-a împărtășit lui Hedwig și apoi lui Siegfried din Morlanda. S-au înțeles doar din priviri. În gură în gură, cavalerii au purtat ordinul lui Hetel. Degeaba Horan cântărețul s-a dus înaintea regilor, spunându-le că nu e bine să săvârșească încă o nedreptate. Hetel l-a împins pe cântăreț, s-a urcat cel din tâi pe punte și a strigat celorlalți regi ca să ia pildă de la el. Până să poată vedea bine sărmanii oameni ce se întâmplă, cavalerii s-au îmbarcat. Câți au vroit să le stea în față, au fost trântiți pe loc în valuri. S-a dat semnalul de plecare. Și în blestemele celor care vedeau că au fost prădați de regi, corabia a și pornit. În acel ceas se povestește că s-a întețit mai rău furtuna, dar niciunul n-a ținut seama de urletele vântului și de mânia apelor, de moartea care îi pândea din hăurile vinete. Corabia plutea cu greu. Părea în noapte o fantomă care aici urca pe creste și aici se prăbușea sub valuri. Și înfruntând acea furtună, au plutit fără de răgaz spre coastele normanzilor. Aici ar fi de povestit că și Ludwig cu fiul său, plecând cu prada din castelul regelui Hetel, au avut parte pe drum doar de furtuni. Și fiind vasele prea încărcate de atâta pradă, avuții, aur, obiecte, stofe scumpe și cele 60 de copile, abia puteau înainta căci vântul le bătea din față. De aceea Ludwig hotărâ să se abată din drumul lor și să găsească o insulă unde să facă un scurt popas. Dar Hetel, Hedwig, Siegfried, Ortwin și neîntrecutul bătrân Wade cu oastea lor de cavaleri îi urmăreau neobosiți. Voiau să apuce să se bată cu răpitorii chiar pe mare până când ei nu ajungeau în cetatea Norland. Acolo nu puteau pătrunde, aveau doar o corabie
și nici gând nu putea să fie ca să-și refacă marea flotă pierdută lângă Niderlanda, încă mulți ani de acum încolo. Și plutind ei, cum povesteam, au întâlnit niște pescari, iar aceștia văzuseră corăbiile normanzilor trase pe un țărm de insulă. Era insula Olpesand. De acolo hotărâse Ludwig să-și ducă pe îndelete prada până în țara lui normandă, când se va potoli furtuna. Hetel a poruncit îndată să se îndrepte cârmele către insula Olpensand. Au plutit, dar, nu multă vreme, și Hervig i-a strigat lui Hetel. Iată-i! Pirații Nordului, într-adevăr, se află aici. Au acostat în Olpensand. Îngăduiți, o rege Hetel, să începem lupta chiar acum. Săriți pe țărm, a strigat Hetel, și nu vă înduioșați de nimeni care va cere îndurare. Tâlharii mi-au răpit copila, pe Hildeburg, prietena ei, iubita inimii lui Ortvin, și averile din Matelana. Logodnicile noastre sunt acolo în tabăra lui Ludwig, în brațele normanzilor, și noi vrem să le răzbunăm, au strigat tare cavalerii. Și lupta a început îndată cu o furie nemai întâlnită. Armurile și căștile, lovite de securi și spade, de lănci și pietre, scânteiau, iar gemetele de durere ale oștenilor căzuți umpleau tot cerul nordului. Întreaga zi ei s-au luptat și cântăreții povestesc că de atâtea izbituri săbiile se înroșiseră parcă erau vărâte în foc. Nici dintr-o parte, nici dintr-alta nu dădea nimeni înapoi, ba parcă se întârjeau mai mult. În acest timp veni și noaptea. Jerbele de scântei țâșneau din săbiile înroșite pe țărmul mării în Olpensand. Totuși scânteile acestea nu puteau risipi întreaga întunecime ce cădea ca un lințoliu peste zi. Pe cer nu se vedea nici luna, nici stelele strălucitoare. Dar în noaptea tot mai neagră, nimeni nu mai era în stare să deslușească în vălmășar cine era sau nu dușman. Prietenii îi loveau pe prieteni și sângele curgea în zadar, încât măcelul a încetat. Abia se potolise lupta și cavalerii se pregăteau pentru odihnă, desfăcându-și armele lor zângănitoare, alții legându-și rănile, când peste locurile luptei s-a auzit un glas puternic. Hei, rege Ludwig, te-am căutat întreaga zi în bătălie, dar te-ai ascuns ca un mișel. Te temi să dai ochii cu mine? Jefuitor tâlhar de rând, care ataci femeile când nu s-acasă luptătorii. Vino, de-ai cât de cât obraz față de cavalerii tăi. Vino să ne înfruntăm în săbii. Strigase Hetel spre normanzi. Un murmur viu s-a înălțat din tabăra dușmanilor. Cu astfel de cuvinte grele nu mai fusese înfruntat nici când vreun alt rege normand. Ludwig a și luat sabia și a răspuns din cortul său. Viu, rege Hetel, nu ai teamă, viu ca să-ți sap aici mormânt. Și la lumina focurilor din cele două tabere s-au arătat Ludwig și Hetel purtându-și săbiile în mâini. Hetel avea pe cap un coif împodobit cu aripi de oțel. Lui Ludwig îi lucea pe frunte coroana de rege normand. S-au repezit ca niște lupi. Furtuna se mai potolise. Marea gemea încetişor, ca fiara după ce rănită, și lingea țărmul nisipos. Și aerul era ca plumbul. Atârna greu și mohorât peste tărâmul nordului. Nici la un pas n-ar fi zărit Ludwig pe Hetel, hegelingul, de n-ar fi fost aprinse focuri în taberele oștilor. Și săbiile s-au izbit. Din ele au izbucnit scântei. Și după o luptă de 3 ceasuri, unul pe altul s-au rănit. Hetel a căzut jos pe pietre. Armura lui era cam grea. S-a ridicat însă gemând și iar s-a repezit spre Ludwig. Până la urmă însă, Ludwig a izbutit să îi înfingă lui Hetel lancea sub bărbie. Bătrânul rege al Matelanei a îngenunchiat și hocăind și-a plecat capul spre pământ. Uita și sărit atunci, cercând să-l sprijine pe rege. Dar Hetel i-a șoptit odată cu ultimul suspin al său. Wait, aștept să mă răzbuni.
Lui Waite i s-a scurs pe chip o lacrimă până în barbă. Nu lăcrimase niciodată acest puternic luptător. Fii sigur, rege, că am s-o fac. Închide ochii liniștit. Waite își va păstra cuvântul. Ludwig, o să-și sfârșească viața sub mâna și sabia mea, i-a rostit el cu glas adânc. Apoi l-a ridicat pe Hetel și l-a purtat domul în brațe spre focul hegelingilor. Toți cavalerii îl urmau alături de Ortwin și Hervig, cântând un cântec vitejesc rămas din timpurile vechi. Dincolo în tabăra vrăjmașă, Gudrun și cu soațele ei ascultau cântecul acela în care se vorbea de Odin, cel ce-i primește pe războinici, iar valchiriile sale le întind cupe cu hidromel. Știa că-i cântec pentru morți, auzise și bătălia și clinchetele armelor, dar nu putea deloc să creadă că cel răpus e tatăl său. Sta în cortul ei și asculta, strânsă între fetele răpite din Matelana de normanzi. Un fior rece o scutura, iar inima ei se strânsese ca sub o volbură de gheață, sta în cortul ei și tremura. Și regele normanzilor era destul de greu rănit. Sângele îi curgea din braț, dar fiul său îl ajută să se întoarcă până în cort, unde îl obloji cu grijă. Hartmut, îi spuse regele, după ce rana se închise, pe cât mă pricep eu la lupte, mâine în zor vom fi învinși. În tabăra lor este White. De el mă tem eu cel mai mult. Furtuna s-a cam potolit. Sunt de părere să plecăm acum, cât ei sunt tulburați și nu au timp să privegheze corăbile de la țărm. Va fi așa cum poruncești, a răspuns Hartmut tatălui. Ai grijă ca pe nesimțite să ne urcăm și să pornim. Lasă aici corturile să nu se știe că am plecat. Dar Gudrun s-ar putea să strige și să-i vestească pe ai săi. Amenință-o că de-o să strige le omorâm pe Hildeburg și pe celelalte fete. De mila lor ea va tăcea. Cum a cerut regele Ludwig, așa a poruncit și Hartmut. Și spre norocul lor bătea vântul spre țara nordului. Încet, încet s-au strecurat, s-au urcat iute pe corăbii, au întins toate pânzele și au plutit spre Nordlanda. Spre dimineață, hegelingii au ridicat un rug uriaș, l-au așezat pe rug pe Hetel, cântându-i cântecele de jale. Și Ortwin, cu o faclă în mâini și cu durerea strânsă în piept, a aprins crengile de pin. Focul a izbucnit ușor, licăritor și cu scântei, învăluind trupul lui Hetel. Cenușa lui au așezat-o într-o urnă scobită în piatră, clădind deasupra ei o movilă în care au înfipt o lance. Apoi, neîncetând să cânte, cavalerii și-au pus din nou căștile lor grele de fier și s-au întors către dușman. Dar pas de unde să-l mai ia? Mai erau corturile în zare, însă normanzii nicăieri. Au cercetat loc după loc și n-au găsit nici rămășiță de normand. Plecaseră neîndoielnic. Hervig era cel mai furios. Fusese acolo, lângă Gudrun, și acum iarăși o pierdea. S-o luăm îndată după ei și să-i ajungem. Să-i lovim, își îndemna el cavalerii. Ortwin, tu ne vei însoți? Sigur că da, glăsuia Ortwin. Ludwig și Hartmut vor plăti crimele ce le-au săvârșit. Wait, să ne grăbim. Siegfried, regele din Morlanda, era gata de asemenea să însoțească pe regele din Niederlanda și pe Ortwin din Matelana. Bătrânul White își înălțase flamura spre oștenii săi, când iarăși Horan cântărețul s-a dus în fața regilor, spunându-le în acest fel: V-am sfătuit și în Niderlanda să nu faceți nedreptatea de a răpi corabia acelor vieți oameni fugari. N-ați ascultat și iată, Hetir e sub movila de pe țărm. Gândiți-vă că în vremea asta normanzii s-au depărtat mult și vântul care a bătut ieri spre miază noapte s-a întors. Astăzi ne este împotrivă. Până să ajungem în Nordlanda, Ludwig va fi la adăpost. Castelul va fi apărat. Nu o să putem să debarcăm. Oștenii ne sunt osteniți. Să ne întoarcem și să începem să construim o nouă flotă, să pregătim alți cavaleri. Și astfel vom putea într-o zi să debarcăm noi în Nordlanda, pe Ludwig să-l urcăm în lănci. Cei trei regi au rămas pe gânduri.
cântărițul știa ce spune. Drumul nu le era cu spor. Pierdeau zadarnic alți oșteni. Siegfried a rostit cel din tâi. Horand a spus adevărul. Ortvin a întărit și el. Cred că Horand are dreptate. Și Hervic, cel mai îndrăjit, a trebuit să se supună părerii celorlalți doi regi, pentru că singur n-avea cum să mai ajungă până în nord. Plin de mâhnire, cei trei tineri, cu cavalerii ce-i aveau, s-au dus către corabie. Au plecat Siegfried din Morlanda, Ortvin spre Matelana lui și Hervic spre Niderlanda. Nu au rămas pe insulă decât câteva corturi goale și o movilă de pământ, având o lance înfiptă în ea. La despărțire, cei doi tineri, Ortvin și Hervig, și-au jurat că orice ar fi să se întâmple, să se întoarcă într-o zi și să-și scape iubitele din ghearele dușmanilor. Cunoscând dar acestea toate, spuseră minisengerii, să ne întoarcem iar la Gudrun, la Hildeburg și la celelalte copile de la Matelana. Aflaseră pe drum că Hetel fusese doborât de Ludwig. Gudrun plânsese disperată. Ajunse apoi în Norlanda. La țărm au fost întâmpinate de Gerlind, soția lui Ludwig, și de Ortrun, copila ei. În sfârșit, a rostit regina, fiica lui Hetel cel trufaș, binevoiește să coboare pe țărmul unui prinț normand. Și izbucnit în râs sălbatic, mândra Gerlind a mai urmat. Ce zicea tatăl tău, fetițo? Că Ludwig e vasalul său și Hartmut, viteazul meu fiu, nu este demn de mâna ta? Ei bine, a sosit și vremea ca să te rogi tu singură de Hartmut să-ți fie bărbat. Gudrun abia se coborâse pe țărmul aspru din Nordlanda. Durerea pentru tatăl ei o mistuia până în adânc. Nu știa ce-i aduce soarta aici, în țara Nordului, și totuși s-a întors spre Gerlind și a privit-o drept în ochi. Vă înșelați, i-a spus reginei, eu sunt logodnica lui Hervig și am să fiu soția lui. Hervig nu este un războinic din cei ce jefuiesc cetăți când sunt plecați apărătorii. Nu luptă cu femeile, nu lasă prunci înfometați și mamele Gerlind amar. Și totuși, nu mă așteptam din partea voastră, doamnă Gerlind, să insultați pe o prințesă în loc să urați bun venit, cum este datina la noi. Gerlind a pus mâna pe spadă și capul blond al dulcei Gudrun ar fi căzut atunci în mare de nu ar fi oprit-o Hartmut. Mamă, a glăsuit el reginei, eu am făcut e drept o crimă, doar ca să dobândesc pe fata regelui Hegelingilor și nu doresc să o pierd acum prin vorbele necugetate pe care le-ați schimbat voi două. Ortrun, a grăit sorei sale, te rog, ai grijă tu de ea. Cu vremea se va îmblânzi și va primi să-mi fie soață. Du-te, Gudrun, du-te cu Ortrun. Poți să o iei pe Hildeburg și poți să iei și alte fete din cele aduse în corăbii să te slujească, să te simți la noi la fel ca și în Matelana. Așa a început, în Nordlanda, captivitatea îndelungată în care Gudrun a zăcut vreme de 13 ani. La început, Gudrun a fost tratată ca un oaspete. Lângă ea ședeau Hildeburg și toate celelalte fete. Ba, cu cât se povestește, se împrietenise și cu Ortrun, sora cea mică a prințului. Ortrun era gingașă bună, se înduieșa până la lacrimi de soarta fetelor răpite, iar Gudrun îi era dragă și încerca să o mângâie, cânta ca să-i aline dorul de mamă, frate și logodnic. O să vă întoarceți într-o zi, spunea Ortrun către Gudrun. Fratele meu va înțelege că tu nu poți să-l îndrăgești și am să-i mai vorbesc și eu. El nu e atât de rău cum pare. Luptele l-au asprit prea mult. Mai greu va fi cu mama noastră. Regina Gerlind e prea mândră și s-a simțit greu insultată când tatăl tău, regele Hetel, l-a izgonit din Matelana pe Hartmut, care te pețea. Dar o să treacă toate astea. Sunt sigură că o să treacă. Haide acum să ne plimbăm cu toate fetele pe țărm și să privim mânia mării. Ortrun
o lua de gât pe Gudrun, o îmbrățișa cu dragoste și dezmierda părul de aur, ce aluneca în cosițe lungi și mătăsoase până la glezne. Uneori însă venea Hartmut. Cei drept era politicos, însă întunecat la față, și ochii scânteiau sub frunte ca două flăcări albăstri. Gudrun, de ce nu te învoiești să-mi fii soție și curând când se va stinge tatăl meu, regina mea peste Nordlanda? Tu știi că luptătorii noștri stăpânesc toate apele, iar eu voi fi stăpânul lor. Vei fi regină peste regi. Uită-l pe Hervig, e departe. Din Niderlanda nu mai vine nimeni aici să te scape. Tu, trandafir al Nordului, ești cea mai potrivită soață pentru un luptător ca mine. Fii înțeleaptă, te supune și am să-ți fac o nuntă mare, cum nu s-a mai văzut pe lume, iar la nuntă am să-ți dau un munte întreg de nestemate. Îl am ascuns în tainițe pentru aceea ce va fi soția și stăpâna mea. Nici o regină n-o să aibă veșminte mai costisitoare, nici catifele și mătăsuri, podoabe de argint și aur, sute de cai negri ca noaptea, cu care poți călători pe nesfârșitele mintinderi sub cețurile nordului. Ba-ți voi face și un castel mai înalt decât oricare altul și îl voi podi cu mozaic ca regii de la miază zi. Pe acoperiș voi pune aur și îți voi face o grădină chiar în castel, cum am aflat că ar avea regii maori. Primește doar să-mi fii soție și nu mă umili prea mult. Gudrun îi asculta cuvântul. Ochii îi se uscau de plâns și fața îi se împietrea. Își strângea pletele la sân, se ridica și cu mândrie îi răspundea prințului Hartmut. Nu eu te umilesc pe tine, deși ai merita să o fac. Cuvântul-mi ar putea să fie ca o piatră sură colțuroasă, să te lovească în obraz, chiar dacă ar fi să-mi aflu moartea după aceea de la voi. M-ai luat din casa părintească, pe care ai jefuit-o toată, și mai ales m-ai despărțit de Hervig, logodnicul meu, căruia eu îi voi rămâne credincioasă până la moarte. De ce nu vrei să îndrepți răul pe care tu mi l-ai făcut? Să ne lași să plecăm acasă și apoi să se încheie pace. Tu nu poți înțelege, Hartmut, că răul neîndreptat aduce întotdeauna un alt rău. Nădejdea voastră stă în aceea că Hervig nu va îndrăzni să vină până în tăritul Nordland. Credeți că el nu va înfrunta pe aprige oșteni normanzi, fiindcă voi știți că n-are flotă, că e un rege prea sărac. Dar nu vă legănați în vise nici tu, nici mama ta, Gerlind. Chiar dacă nu sunt lângă Hervig, chiar dacă nu voi mai fi, mă simt al lui cu sufletul. Lanțul cel dulce al dragostei ne-a legat strâns pe amândoi și așa va fi pe veșnicie. Te rog acum însă să pleci, să mă lași iarăși singură, să nu mă întristezi mai mult. Și Hartmut, îndrăznețul, lovit cu vorbe atât de grele, recunoscut că e adevăr în tot ce-i spusese copila, smulsă de el din Matelana, își aplecă pe dată fruntea, ieșind afară din odaie. Regina Gerlind îl văzu și crunt se mânie în sine. Era nespus de rea regina, ochii îi erau ca de șarpe și gura cu buze subțiri scotea doar cuvinte de hulă. Toți luptătorii din Nordlanda, cât erau ei de îndrăzneți, simțeau o teamă în inimă numai când o vedeau pe Gerlind, căci ea se supăra prea lesne și atunci pe nimeni nu ierta. Pe Ludwig i-al făcuse crud. Ea îl silea pe prințul Hartmut să fie neîndurător. Ea-i trimisese în Matelana să o răpească pe Gudrun și acum, văzând pe fiul ei izgonit iarăși de copilă, se mâniase și mai rău. Prin vorbele meșteșugite, îl îndemnă pe prințul Hartmut să plece la un nou război cu oștile pe întinsul mării. Pleacă și lasă-mă pe mine să o înduplec între timp, îi glăsui regina Gerlind. Când ai să te întorci acasă, ea singură te va ruga. Da, în genunchi se va ruga să te învoiești, ai fi tu mire. Hartmut a plecat la război, precum îl îndemnase Gerlind și cum încuviințase Ludwig. Corăbiile au umplut marea. Și în corăbii, luptătorii înarmați, dârși și fioroși, cântau cu glasuri groase. Dar abia dispăruse în zare corăbiile,
având la progă capetele mari verzi de balauri, abia de se topiră încet sub lucirile de lânci și săbii și glasurile aspre groase se mistuiră în depărtări, că Gerlind se și repezi în încăperile Gudrunei. Nu ai primit să fii regina. Ei bine, vei fi slujnică, îi strigă fetei cu mânie. Mamă, se ridică Ortrun numai decât în apărarea ei. Nu este drept, ce vrei să faci? Tu, Ortrun, îi mai rosti Gerlind, ai dovedit o slăbiciune neîngăduită pentru Gudrun, ce ne jignește pe noi toți. Vei sta de astăzi înainte închisă în odaia ta. Cu Gudrun nu mai poți vorbi. Pierd dinainte chiar acum. Și apoi, Gerlind porunci ca fetele din Matelana să-și schimbe îndată toate rochile cu haine proaste peticite. De azi înainte o să aveți grijă de păsări și de porci. Veți locui cu slugile, țipă regina mai departe. Iară Gudrun va spăla rufe și va dormi nu în încăpere, ci jos, în grajdul vitelor, pe paie umede de murdare. Dacă îi hotărâți Gudrunei această nimiloasă soartă, vreau să o împărtășesc și eu, zise și Hildeburg, daneza. Fratele ei, Ortwin, acel ce stăpânește Matelana, îmi este drag, iar eu cu Gudrun de mici am crescut împreună, nedespărțite niciodată. Bine, deții atât la ea și nu vrei să vă despărțiți, domn și tu, Hildeburg, în grajd. Dar veți spăla împreună rufe și nu uita că în curând vine toamna cu ploile, apoi și iarna când pe afară va ninge și va îngheța. Ce zici? Acum mai dorm cu Gudrun. Adevărata prietenie nu ne înspăimântă nici la greu. I-a dat răspuns trufașei Gerlind, prințesa Hildeburg daneza. Și precum a hotărât Gerlind, toate fecioarele răpite au fost îndată coborâte în încăperea slugilor, iar Gudrun și cu Hildeburg într-un grajd vechi dărăpânat. Venise toamna cea vrăjmașă, marea vuia și se izbea ca un balaur negru vânăt de stâncile țării de nord. Și printre stânci, în haine rupte, desculțe și mai mult flămânde, Gudrun și Hildeburg spălau zi după zi rufele în mare. Mâinile le înghețau în apă, vântul le biciuia obrajii și adeseori cădeau pe cale când se întorceau către castel, împovorate tot mai mult cu muncă de regina Gerlind. Noaptea, când se culcau trudite, n-aveau cu ce se înveli și tremurau ca două frunze până în ziua următoare, când nedormite se sculau, luau legăturile cu rufe și se porneau iar către mare. Gudrun, grăia câteodată cu deznădejde Hildeburg, privește că a trecut și toamna, a venit iarna cea geroasă, pământul tot e înghețat și primăvara se apropie. Curând apoi va fi și vară, când bărcile normanzilor or să se întoarcă de la pradă. Hartmut, sătul de așteptare, te va sili atunci la nuntă și pe noi ne va mărita cu luptătorii lui sălbatici. Ce-o fi cu Hedwig și cu Ortwin? Poate că nu vor mai sosi. Și Hildeburg o lua pe Gudrun de gât și începea să plângă. Nu trebuie să ne lăsăm pradă tristeței, Hildeburg. Hedwig desigur va veni și cu el va sosi și Ortwin, fratele meu, iubitul tău, îi spunea Gudrun prietenei. Fii tare, draga mea, fii tare, mai e puțin și vom scăpa. Și cântăreții povesteau în vremurile de demult că în acest fel a trecut vara. Și au mai trecut și alte veri. Hartmut s-a întors cu luptătorii. Au adus iarăși pradă multă și fete, care mai de care mai mândre, mai încântătoare. Dar Hartmut nu voia să știe decât de Gudrun cea frumoasă, de trandafirul nordului, cea prefăcută în slujnică de mama lui, de cruda Gerlind. Și ea îl înfrunta mereu. Va veni Hedwig, îi spunea, și mă va lua într-o bună zi. Sunt sigură că va veni. Decât să fiu soția ta, mai bine mor pe țărmul mării. Atunci să moară, zicea Gerlind, aflând ce-i răspunsese Gudrun fiului său, prințul Hartmut, și o punea la munci mai grele, s-o nimicească mai curând. Și au trecut și alte toamne, au venit alte ierni la rând, și 13 ani s-au scurs, parcă s-ar fi târât pe drum.
Jeglind se făcea tot mai aspră și chinuia nespus pe fete. Când viscolul sufla turbat și îngheța totul în jur, când fiarele se ascundeau de spaimă în bârlogul lor, Jeglind le trimitea pe Gudrun și Hildeburg la țărmul mării, cerându-le ca rufele să întreacă în albul lor zăpada. Nu le ținea pe acestea în viață decât dorul de a-și revedea iarăși căminul părăsit și pe logodnicii iubiți. Gudrun îi arăta atunci prietenei sale Hildeburg inelul scump, micuț, de aur, pe care îl dăduse Hedwig în seara când s-au logodit. Și Hildeburg, roșindu-se, scotea și ea din sân inelul pe care îl primise în dar de la îndrăgostitul Ortwin. Și așa doar se mai mângâiau, în toiul nopților de iarnă, când valurile se izbeau de stâncile din țărm, urlând și viscolul se strecura și în adăpostul lor de lemn, întunecos și înghețat. Acum trebuie să spunem că în castelul Matelanei, la fel ca și în Niderlanda, se făcuseră pregătiri. Hedwig nu mai avea răbdare. Era sărac și cu greutate putuse să adune aur ca să-și facă noi corăbii. Nopțile, toate nopțile, nu se gândea decât la Gudrun. Se zvârcolea și făcea planuri, cum o să ajungă în Nordlanda și cum o să îmbrățișeze pe credincioasa sa iubită. Oamenii lui trimiși anume să cerceteze ce se întâmplă în ținutul normanzilor, aflaseră că draga lui îndura chinuri peste chinuri, fiindcă nu se învoia să fie noră lui Ludwig și Gerlindei. Ortwin și White, de asemenea, pregăteau o știre nouă. Puțin mai rămăseseră dintre bătrânii cavaleri, care fuseseră cu Hetel regele mort. Oastea pierdută într-un război se înlocuiește a nevoie, glăsuia cântărețul Horand. La fel este și când tai pădurea. Copacii se doboară lesne, dar alții se ridică greu. Numai că White se îngrijise să pregătească noi războinici, chiar din clipa când se întorsese din lupta de la Wolpensand. El strânsese pe toți băieții mai mari de 6-7 ani și îi învățase să se lupte cu sabia, lancia și arcul, să călărească, să vâslească, să înnoate în apa rece, să ia cu asalt zidurile. Și acum, după atâția ani, în Matelana se găsea o oaste mult mai pregătită decât o avusese Hetel. Primiseră și ajutoare, corăbii noi și cavaleri de la regele din Morlanda. Ceasul cel mare se apropia, veștile alegau mai iute, din Niderlanda în Morlanda și de acolo la Hegelinj. Și prin răvașe se vorbeau numai de Gudrun, Hildeburg, de celelalte prizoniere, ca și de Hartmut și de Ludwig, și mai ales despre Gerlind, cățeaua cu părul cărunt și cu colții înveninați, cum o numea într-una White. Ceasul cel mare se apropia. Venise iarăși primăvara. Era pe la începutul ei. Sloiuri, cei drept, se mai vedeau în mare, aproape peste tot. Și păsările se întorceau la cuiburile părăsite. Soarele ridicase capul său lucitor de după nori, cătând cu ochii mari spre oameni. Gudrun cu Hildeburg erau într-una din aceste zile pe țărmul mării și spălau. Picioarele le sângerau pe sloiurile de la țărm. În acea zi ninsese iar. Vântul sufla din miază zi. Ele spălau cu hărnicie. Deodată au văzut zburând o lebădă deasupra lor. Lebădă, în acele zile când soarele își arată chipul, dar vântul încășuieră, nu mai văzuseră nicicând. Fetele și-au înălțat capul, cosițele le fluturau și lebăda le glăsui. Dragele mele chinuite, Gudrun și Hildeburg, să știți că vremea rea se depărtează și vor veni zile senine. Astfel le spuse lebăda și, întinzându-și aripile, se depărtă din nou spre larg. Ele tot nu se dumireau și nu puteau să înțeleagă că lebăda care vorbise nu era pasăre de rând, ci era zâna mărilor, care voia să le vestească despre sfârșitul suferinței pe care o înduraseră. Lebădă, lebădă, mai stai! Strigară după ea în cor și Hildeburg și blonda Gudrun. Dar pasărea nu se întoarse și dispăru cât ai clipi.
Noaptea aceea fetele se frământară necurmat, gândind la ce avea să se întâmple. Vestiră și pe celelalte tovarășe de suferință despre ciudata lebădă venită până în Nordlanda să le aducă bucurie și care lucru minunat le cunoștea și numele. A doua zi se începu altă viforniță pe mare. Soarele își ascunsese fața sub niște nori întunecoși. Un vânt tăios le mușca trupul celor două sărmane fete, plecate cu mormane grele de rufe să le spele în mare. Din larg, valuri se năpusteau pe țărm cu spumă în torente și valurile le înghețau mâinile și picioarele, iar prin veșmintele subțiri, vântul trecea în voia lui. Pe când spălau cu atâta trudă rufele celor din castel, Gudrun auzi dintr-o dată un plescăit în apa mării. Ridică fruntea puțintel și într-o barcă i-a zărit doi tineri cavaleri vâslind. Hildeburg, vin doi cavaleri, apucă Gudrun să o vestească. Privește, vin spre noi cu o barcă. Hai să fugim și să ne ascundem, răspunse fata rușinată, căci avem rochii peticite, suntem ca roabele de sculțe și cavalerii au să râdă sau au să ne disprețuiască. Fetele se și pregătiră să o ia la fugă după stânci. Gudrunei însă îi scăpă din mână o cămașă scumpă, care era chiar a reginei. Marea o luase și o ducea, dar unul dintre cavaleri prinse cu vârf la rufa albă. Vântul sufla și răvășea Gudrunei părul peste ochi. Fața abia îi se vedea și cavalerul întrebă, vă rugăm, nu vreți să ne spuneți al cui este acest castel? Al regelui Ludwig, normandul, răspunse Hildeburg, daneza, dă-ne cămașa să plecăm. Așadar, e adevărat, se bucurară cavalerii, sărind numai de când pe țărm. Ne-a îndrumat bine pescarul cu care am vorbit în larg. Dar de o prințesă n-ați aflat, pe nume Gudrun, nu-i pe aici, mai spuse unul dintre ei. Gudrun simți că își pierde firea. Coșul pe care îl ținea îi lunecă și rufele se risipiră toate în valuri. Gudrun șopti încet copila, ea a murit de mult. Atunci tânărul nou sosit își puse mâinile pe ochi și începu să hohotească. Gudrun, Gudrun s-a prăpădit, nu pot să cred, nu pot să cred, noi am întârziat prea mult. Dar Hildeburg, altă prințesă, mai întrebă și celălalt tânăr, de soarta sa nu știți nimic? Hildeburg, a murit și ea, spuse la rândul său daneza. Ortvin, căci el era acesta, se făcu galben ca un mort. Văzând însă prințesa Gudrun că dragii ei, iubiți și frate, se află atât de zguduiți, n-a vrut să-i mai îndurereze și a dat cosițele deoparte, ținându-le cu mâna dreaptă și apropiindu-se de Hedwig, i-a spus, atâta m-am schimbat că nu mă mai poți recunoaște, tu, rege Hedwig și logotnic, nici tu pe mine, a rostit și Hildeburg, dragului său, chipeșul prinț al Matelanei. Voi sunteți, au strigat cei doi și amețiți de bucurie, nu știau cum să le mai privească, ce să le mai întrebe mai întâi și ei înșiși ce să le spună. Până la urmă, fără vorbe, tu patru s-au cuprins în brațe și amândoi și-au sărutat iubitele, cu mâini asprite, aproape goale în vântul rece și sub ninsoarea cenușie din cerul trist al nordului. Haideți, veniți cu noi în barcă, glăsui Hedwig mai întâi strângând-o pe Gudrun la piept. Nu pot să te mai las aici. Nu, Hedwig, și nu, dragă Ortvin, spuneau Gudrun și Hildeburg. Noi nu putem veni cu voi, mai sunt și celelalte fete. Hedwig și Ortvin au zâmbit. Poate credeți că le-am uitat? Nu, anii aceștia n-au trecut, dragele noastre, în zadar. În Niderlanda, Matelana și în Morlanda s-a făcut o flotă nouă și acum venim să vă scăpăm pe toate și mai dorim să pedepsim întreaga crimă săvârșită de Ludwig, regele normand. În lacul mării se găsesc corăbile și cavalerii care așteaptă doar un semn ca să pornească la atac și acum plecăm să vestim flota.
și amândoi au sărit în barcă și s-au îndepărtat de țărm, fluturând mâinile spre fete. Ele au mai stat încă puțin și Gudrun i-a spus prietenei: "Haide acum la castel." "Dar, Rufele," s-a îngrozit fata, "stăpâna ne va biciui." "Robia ni s-a terminat," a grăit Gudrun. "Lasă-le, de mâine vom fi libere." Și Gudrun a început să râdă, întâia oară de când Hartmut o adusese în Nordlanda. Apoi au plecat amândouă pe calea întoarsă spre castel. Regina le-a văzut venind. "Unde sunt rufele? Răspundeți, slujnice leneșe, răspundeți, de nu pun să vă biciuiască." Gudrun i-a dat răspuns reginei ca întotdeauna, liniștită și neplecându-se de fel: "Ar trebui să vă gândiți, cel puțin azi, cum vă purtați cu noi, prințese, în ospeție, și aș putea să vă vestesc că mâine, poate, eu voi fi stăpână în castelul vostru." Gerlind a încremenit: "Vei fi stăpână?" a zis ea. "Atunci, dacă înțeleg eu bine, te învoiește a fi lui Hartmut soție, începând de mâine." Și nemai așteptând regina niciun răspuns de la Gudrun, s-a îndreptat spre sala unde sta Hartmut, încruntat pe un jilt și asculta un cântăreț, spunând povestea despre Tyr, steaua norocului în viață, steaua care îi călăuzea pe oamenii din nord pe mări. "Feciorul meu," i-a spus lui Hartmut, "cu biciul și cu suferința am îmblânzit-o pe fecioara regelui omorât de Ludwig. Du-te și o ia în stăpânire. Va asculta porunca ta." Hartmut s-a ridicat din jilt. "Gudrun, mi se supune mie, acum, după atâția ani?" Și alergând s-a dus spre locul unde era Gudrun în strențe și l-aștepta. Știa că Hartmut o să vină. "Mi-a spus regina că de mâine dorește a fi aici stăpână." A grăit Hartmut răgușit. "Doresc și cred că am să fiu," i-a dat răspuns fiica lui Hetel. Regina se grăbise în urma prințului Hartmut, fiul său. "Aduceți preotul îndată ca să-i cunune în seara asta pe Hartmut și prințesa Gudrun," porunci unor slujitori. Hildeburg se uita uimită, nu cunoștea planul Gudrunei și tremura de frig și spaimă. "Ce ai de gând?" o întrebă. "Am să-ți răspund, dar mai târziu," îi murmură Gudrun zâmbind. "Voi se întoarce spre regină. Gerlind, voi m-ați numit prințesă, dar eu mă văd încă în strențe. Să mi se dea deci straiele cu care am venit aici," îi spuse ea poruncitoare. "Prințesa Hildeburg, de asemenea, vreau să-și primească hainele potrivite cu rangul său și toate celelalte fete să fie iar înveșmântate, precum erau în acea zi când prințul Hartmut le-a răpit. Nu azi, ci mâine am să fiu în brațele mirelui meu, dar până atunci vreau să am suita ce mi se cuvine." Voia a fost îndeplinită. Veșmintele le-au fost aduse tuturor fetelor îndată și Gudrun a plecat spre sala unde se pregătise cina, urmată de un măreț alai. În capul mesei ședea Ludwig și lângă el deoparte Gerlind, de cealaltă prințesa Gudrun. Pe chipul ei se întorsese lumina de odinioară și strălucea de bucurie, nu fiindcă se găsea la masă cu regele și cu regina, ci pentru că în curând urma să fie lângă dragul Hedwig. După ceremonia mesei, Gudrun s-a ridicat îndată și, urmată de alaiul său, s-a dus în încăperile unde dormiseră înainte de a fi fost trimisă în grajduri. Acolo ea și Hildeburg au povestit și celorlalte ce s-a întâmplat de dimineață când au venit Hedwig și Ortwin și cum le vor elibera poate chiar în aceeași noapte. S-au strâns apoi lângă ferestre, privind cerul de plumb normand, desigur, cea din urmă oară. Spre dimineață s-au văzut niște catarge mici, apoi corăbile de luptă. Pe punți se aflau hegelingii, cavalerii din Niderlanda și cei ai regelui Morlandei. Pânzele erau vinete, trompetele au început să sune tare de pe ziduri. Ludwig și Hartmut au ieșit pe țărm cu săbiile în mâini, urmați de luptătorii lor. Gerlind s-a înarmat și ea. "Și mine sengerii cântau că lupta care a urmat a fost atât de îngrozitoare cum nu se mai văzuse încă în miază noapte până atunci. Wade cu barba spulberată și sabia în mâna dreaptă
căută în primul rând pe Ludwig. Găsindu-l, l-am colțit pe dată. Ludwig s-a tot dat înapoi până se împiedică de o stâncă și acolo Wade îi tăie capul. Hetel, așteaptă! Vine Ludwig, așa cum ți-am făgăduit, a strigat White. Glas gros, spre zările negurate, unde credea că e Valhalla. În vremea asta, prințul Hartmut lupta la rândul lui cu Ortwin. Și fiind un luptător destoinic și mai puternic decât Ortwin, era gata să-l răstoarne cu lancia și să-l ucidă, dar chiar atunci fiul lui Ludwig ridică ochii spre castel și în dreptul unei ferestre văzu pe mama sa Gerlind dându-i unui oștean o armă și înțelese că regina trimisese pe un ucigaș ca să ia viața Gudrunei. Își dete seama totodată că ceea ce voia Gerlind întrecea orice măsură față de o fată chinuită vreme de 13 ani. Și neținând seama de sine că se afla în primejdie, Hartmut îi porunci de jos normandului care pleca să o lovească pe Gudrun. Mișelule, nu asculta pe mama mea, regina Gerlind. Să nu-i faci niciun rău prințesei. Altminteri, vei avea de-a face cu mine însumi mai târziu. Normandul s-a înspăimântat de amenințările lui Hartmut. A ascultat-o pe regină și Gudrun a rămas în viață. Această faptă l-a salvat după aceea și pe el, precum se va vedea îndată, căci Hedwig a băgat de seamă că Ortwin e amenințat de Hartmut, prințul din Nordlanda, și a sărit iut în ajutorul fratelui prea iubitei sale, lovindu-l pe Hartmut cu lancia. Era chiar gata să-l răpună și poate îl și răpunea, dar Ortwin l-a rugat să-l ierte, spunând că Hartmut oprise mâna oșteanului normand, trimis la Gudrun să o ucidă. Astfel l-au luat doar prizonier. La porțile înalte de fier, pe care le încuiase Gerlin, White cu hegelingii lui loveau cu atâta înverșunare, încât părea că însuși Thor se coborâse din Valhalla și izbea tare cu ciocanul, dorind să intre în castel. Porțile au fost fărâmate și Gerlin, prea înfricoșată, aflând că Ludwig a căzut și că normanzii sunt învinși, și-a pus haine de slujnică și a fugit până la Gudrun. Căzându-i înainte, îi săruta picioarele și o ruga plângând să o ierte, să o scape de hegelingi. Gudrun, cu inima miloasă, văzând-o în nenorocire, și-a uitat toată supărarea și a ascuns-o în încăpere după o draperie largă. Tocmai atunci intra și White. Necruțător, războinicul a întrebat-o unde-i Gerlind. Și cum Gudrun n-a vrut să-i spună, White a pus-o ștenii săi să scotocească peste tot până au aflat-o pe regină. Degeaba Gudrun l-a rugat să mai amâne pedepsirea. White nu s-a înduplecat. El a târât-o pe Gerlind de sub ochii fecioarei Gudrun, pe scările de la intrare și acolo dintr-o lovitură i-a despărțit capul de trup. Voia să o taie și pe Ortrun, ca fiind din neamul ucigaș. Abia a apărat-o Gudrun, povestindu-i despre copilă, că încă de la început îi dovedise dragostea și că îi fusese ca o soră în vremurile de restriște. Până în ultimile zile, nu încetase să o roage pe mama ei să se îmblânzească și să nu le mai chinuie pe Gudrun și pe Hildeburg. Dintre oștenii nordului prea puțini au scăpat cu zile. Castelul a fost ars și el, și toate întăriturile au fost sfărâmate, nimicite și pietrele zvârlite în valuri. Wade voia să-i pedepsească și mai departe pe normanzi. Și Hedwig, Ortwin și oștenii regelui Siegfried din Morlanda erau chiar gata pregătiți să intre la fundul țării, să jefuiască și să ardă, însă tot Gudrun i-a rugat să mai amâne hotărârea, zicând că este dor de Hilda, de mama ei ce o aștepta de atâția ani cu înfrigurare, să nu mai întârzie deci pe coastele normanzilor. Numai la vorbele acestea, regii și cu bătrânul White s-au învoit să mai amâne pentru o vreme pustirea pământurilor de la nord. Încet, încet s-a stins și focul și trâmbițele au amuțit, Hedwig cu Ortwin și cu White, cu fetele eliberate, au pornit către Matelana. Pe drum au făcut un popas pe coastele Wolpensand, unde între timp se înălțase un monument regelui Hetel,
alături de o mănăstire. Și-au plecat toți și-au pus coroane la capul celui ce pierise în luptă cu bătrânul Ludwig. Ca prizonieri aveau cu ei pe Hartmut și pe sora lui, pe care o crotea Gudrun, și 10 cavaleri normanzi. Pe Hartmut a vrut să-l înjunghie de 2 ori bătrânul White, pe când călătoreau pe mare. Dar Hedwig iar i-a amintit cum el a scăpat-o pe Gudrun, când mama lui, reaua regină, dăduse ordin să o ucidă, și l-a rugat să mai amâne și această pedepsire. A doua oară l-a scăpat de aceeași moarte, prințul Ortvin, spunând că vrea să-l aibă rob. Vă închipuiți de bună seamă cum i-au primit în Matelana, pe aceia care se întorceau, mai ales pe prințesa Gudrun și pe prințesa Hildeburg. Țărmul fuia de aclamații. Wade o însoțea pe Gudrun și fata a căzut la pieptul mult încercatei sale mame. Mama și-a luat cu ea copila într-un iatac și-au stat de vorbă și-au amintit de fostul rege, de zilele de mult trecute. Au plâns și s-au îmbrățișat. Apoi s-a dat un ospăț mare, la care au luat parte și Siegfried, venit anume din Morlanda. Și la acest ospăț de seamă, White, cu glasul răgușit, fiindcă sorbise multe cupe, a început să cânte tare gloria hegelingilor, ce pierd luptând pe întinsul mării și în insulele nisipoase, căci ei se urcă în Valhalla și stau alăturea de Odin. A luat apoi încă o cupă cu hidromel și a golit-o în cinstea celui îngropat în Olpensand, sub o movilă în care a înfipt-o lance. Hetel, a glăsuit bătrânul, scoțându-și sabia din teacă și stând parcă în fața umbrei pe care ar fi dorit să o vadă. În nord am contenit măcelul, doar fiindcă Gudrun se grăbea să-și îmbrățișeze mama și socotesc că am greșit, căci setea mea de răzbunare nu este încă potolită și cred, Hetel, că nici a ta. Voi face însă din feciorul pe care l-ai adus pe lume cel mai războinic dintre regi. Eu îl voi însoți în lupte și îl voi sfătui pe Ortvin și nu voi avea liniște până ce ultimul normand nu va plăti cu viața lui moartea ta de la Olpensand. Iar Ortvin va avea alături pe Hedwig, cinerele tău, ca și pe Siegfried din Morlanda. Îi voi sluji pe câtești trei și îi voi uni pentru război. Spunând cuvintele acestea, White și-a ridicat spre slăvi sabia lată de oțel, de atâtea ori însângerată, și a mai strigat din răsputeri. În numele strămoșilor care nu cunoșteau iertarea, îi voi uni pe tineri pentru război. Unește-i însă pentru pace, a glăsuit atunci Gudrun, ridicându-se de la masă și apropiindu-se de White. Sângea a curs, e prea destul. Castelele au ars și au pierit atâția prunci nevinovați. Nu răzbunare, ci dreptate, iată ce doresc tinerii. E adevărat ce spune Gudrun, a întărit și Hildeburg. Și Hilda a rostit la fel. Tu, White, nu te supăra, a mai urmat prințesa Gudrun, lipindu-se de pieptul lui, ca în vremea când era micuță și când Ortvin o necăjea. Tu n-ai crescut când era mici, n-ai fost asemenea unui tată, dar suferința a fost destul. Vrem pace, White, nu război. Și tot atunci se povestește că ar mai fi sosit acolo pipăind lespeda cu bățul și cântărețul regilor, Horan cu părul alb ca spuma de pe întinsul mărilor. În urma luptelor purtate, bătrânul își pierduse văzul. Și el a început să cânte cu glasul lin tremurător. Gudruna noastră are dreptate. Ascultați, o să vină ziua când oamenii vor asvârli ca pe niște lucruri rușinoase, săbiile, lăncile, torțele cu care aprind căminurile. Prea mult sânge a fost vărsat din voia asprilor războinici. White privea descumpănit, dar nu-și cobora sabia. Cu barba și părul vâlvoi, se asemăna cu zeul Odin. Deodată se înroși la chip. O depărtă puțin pe Gudrun și glăsui cu glas de tunet, privindu-l cu dispreț pe Horand. Vrei pace? Asta-i slăbiciune. Cât timp trăiește încă Hartmut,
fiul lui Ludwig și al Gerlindei, va nutri în inima de fier ură față de Matelana și de noi, care l-am învins. Vreau răzbunare până la capăt. Gudrun, tu nu te amesteca în treburile regilor. Și tu, Horand, mai bine taci. Nu-i niciun drum spre prietenia cu cei din nord. Așa să știți. Gudrun privi întâi la White, apoi la Hervig și la Siegfried și spuse tuturor astfel. Întotdeauna e o cale ce duce către prietenie și datoria cea dintâi a unui rege ar trebui să fie tocmai de a afla această cale. Mă iertați că am vorbit și eu, amestecându-mă, nu? În treburile regilor. Oaspeții s-au pornit să râdă. Cupele iarăși s-au umplut. Prințesele au dânsuit. Dar vorbele ce s-au rostit nu le-a putut nimeni uita. Tot mai mult își făceau drum spre inimile tuturor cuvintele prințesei Gudrun. Mai toți doreau să fie pace, afară doar de unii războinici precum era bătrânul White. Dar cum putea să fie Hilda, Hervig și Siegfried, foarte sigur că Hartmut, dacă ar fi fost liber, n-ar fi pornit un nou război? Astfel se întrebau cu toții și nimeni nu găsea răspuns. Cu toate astea, se auzise că Hartmut era vizitat de o altă principesă, Hergard. Hergard era sora lui Hervig. Cât timp fuseseră plecate Gudrun și Hildeburg în nord, doar Hergard ce-o mai mângâiase și ținuse de urât reginei hegelingilor și îi era tare milă de acest prinț rănit normand. Hartmut fusese greu lovit în bătălia lui cu Hervig. Când au adus în Matelana, se afla în primejdie, căci rănile erau deschise și avea mare fervințeală. Vracii spuneau că va muri. Ortrun primise încuvințarea să-și îngrijească fratele, iar Hergard s-a împrietenit cu Ortrun chiar de la început. Amândouă l-au îngrijit pe Hartmut, prințul de la nord, până ce s-a făcut mai bine. Și azi așa și mâine așa, lui Hartmut i s-a făcut dragă copila ce îl îngrijea alături de sora lui. Fără de ea nu mai putea să stea tihnit o zi întreagă. Inima lui, sălbăticită de ațățările Gerlindei, se îmblânzea încetişor și în fiecare zi mai mult. Privirea îi se înmuia ca gheața într-o zi cu soare. Sunt vinovat, mărturisea sorei lui Hervig, prințul Hartmut. Mai drept era dacă muream. Aș vrea să îndrept totul acum, să schimb firea normanzilor, dar am făcut atâta rău încât le simt privirile celor din jur ca niște lănci. Ar mai fi vrut ca ea să știe că-i singura lui alinare pe care și-o mai poate afla, dar nu îndrăznea să glăsuiască, gemea în sine și tăcea. Într-o zi după vindecare, pe când ședea el în grădină cu capul în palme pe o bancă, aude o vorbă cunoscută. Stăteau de vorbă pe altă bancă regina Hilda și cu Hergard. Era o seară minunată. Cerul părea bătut în ținte de aur și de pietre scumpe, ca mantia împărătească. Marea vuia încetişor, ca rota bătrânului Horand. Începem să uităm mâhnirea, spunea regina, doamna Hilda. În castelul din Matelana vezi numai tineri fericiți. Gudrun se va căsători cu Hervig, Ortvin cu Hildeburg, daneza. Siegfried a cerut-o pe Ortrun. Ortrun e o copilă bună, merită și ea fericirea. Mai sunt unii nefericiți, a suspinat prințesa Hergard. De cine vrei să spui anume? S-a mirat mult regina Hilda. Cine mai e nefericit? E Hartmut, prințul din Nordlanda. Suferă mult, o știu prea bine, și se căiește prea destul. De unde știi, a zis regina, că suferă atât de mult, și ce ai dorit tu pentru el? Eu aș dori să fie liber, nu cred că va mai face rău. Te înșeli, a grăit iarăși Hilda, așteaptă numai răzbunarea. Oamenii ca el nu uită lesne înfrângerile suferite, urăsc prea mult pe învingători. Totuși a stăruit copila și a mai rostit încă ceva, dar Hartmut n-a mai auzit cuvintele spuse la urmă. Din acea zi, prințul Norlandei s-a luminat puțin la față
și o privea cu alți ochi pe Hergard. Și nu mai suferea știind că Gudrun va fi a lui Hedwig în vara ce se apropia. Când s-a întâmplat, nu prea se știe, nu știu nici vechimii nesengeri, însă regina i-a chemat pe toți sfetnicii Matelanei, pe cavaleri și i-a întrebat: noi socotim că prințul Hartmut a suferit din plin, pierzându-și castelul, rudele apropiate și cavalerii cei mai buni, și ar fi bine să-l iertăm. Ce ziceți? Sunteți de părere? Să nu-l iertăm, a strigat White. Fiul Gerlindei, al șerpoaicei, nu merită nicio iertare. Mai bine retezam eu capul. A luat atunci cuvântul Horant. Pe cât știu eu, a grăit el, prințul din nord e un viteaz. Mai bine să ne-l facem prieten, dar mai găsi și vreun temei prin care să-l legăm de noi. Temeiul este și găsit, a spus zâmbind frumoasa Gudrun, privind către prințesa Hergard, care s-a împurpurat de tot. A mai trecut puțină vreme. Hilda și-a împodobit castelul cu flori, covoare, stofe scumpe și aurării scoase din lăzi. Și în fața cavalerilor l-a chemat mai întâi pe Ortwin. I-a așezat pe cap coroana de rege a hegelingilor. Și White i-a dat sabia ce-o purtase tatăl său. Iar Hilda i-a dăruit mâna prințesei Hildeburg, daneza, pe care Ortwin o iubea încă de când era copil. Pe Hedwig l-a unit cu Gudrun. Uralele s-au auzit, spun unii, până în Nordlanda. După aceea l-a chemat pe regele Siegfried din Morlanda. Pe el l-a cununat cu Ortrun. Amândoi se îndrăgostiseră. Și cel din urmă a îngenunchiat în fața Hildei însuși Hartmut, a cerut tuturor iertare și în primul rând frumoasei Gudrun. Ea l-a iertat și i-a dus de mână pe fecioara Hergard, sora lui Hedwig, soțul ei, și alte 60 de fecioare care fuseseră cu Gudrun în Nordlanda cea friguroasă și-au adus miri în fața Hildei. Hilda le-a dat încuvințarea să facă nuntă lângă regi și pe mirese le-a înzestrat. Nunta s-a început cu zgomot, șuvoi de băuturi și râset. În Matelana se vedeau pe străzi, pe case numai flori. Tinerii îndrăgostiți danțau. Cât a durat, nunta nu știm. Desigur, multă, multă vreme. Însă ce știm e că la nuntă Gudrun a cerut mirilor să-și jure unul altuia că-și vor fi prieteni credincioși, că nu se vor certa nici când, și vor păstra între ei pacea atât cât vor viețui. Apoi Ortwin și Hildeburg au petrecut perechile care plecau spre țara lor, urându-le la toți drum bun. Lacrimi au curs, bineînțeles, mai ales Hildei, fiindcă Gudrun se depărta din nou de ea, dar și-au promis să se revadă cât de curând și cât mai des. Marea era strălucitoare, parcă învelită în argint. Și niciun vânt din cele rele nu bântuia de nicăieri. Pe mare au plutit 3 corăbii cu 3 perechi de îndrăgostiți către 3 țări și 3 castele din larga mare a Nordului. Și Horan sta pe țărm, cătând spre depărtări necunoscute, pe care nu le pot privi decât acei fără de văz. Sta și cânta încetinel, mângâind strunele de rotă. Eu știu că o să vie o zi când strigătele de război vor trebui să se preschimbe pe veci în cântece de pace, și aceia care l-ascultau, stând lângă cântăreți pe țărm, mai ales oamenii de rând, spuneau că el are dreptate și că zărește peste veacuri.